Cristian, bine ai revenit pe canapea! Bine te-am găsit! Ca urmare a podcastului nostru, am primit multe întrebări juicy și astea m-a invitat să răspundem la câteva dintre ele. Ești pregătit? Abia aștept. Hai să vedem. Toate sunt anonime, nu știu cine ce a întrebat, dar sper să ne descurcăm. Ce se întâmplă cu relațiile din ziua de azi? De ce nimeni nu mai vrea ceva serios? Au toți chiar așa multe opțiuni? Mie mi se pare o imaturitate a generației, la millennial mai ales, dar și la Gen Z. Nu știu dacă putem să ne referim așa la o mare de oameni și că absolut nimeni nu-și mai dorește o relație. Sunt convins că sunt foarte mulți care își doresc o relație, că de obicei cam asta căutăm. Noi ne dorim conexiunea. Și ne dorim conexiunea profundă, nu doar superficială, însă suntem într-o perioadă așa este, în care conexiunea superficială este foarte ușoară și la îndemână și este mai simplu să avem acest gen de relații sau acest gen de conexiune, pentru că o relație este complicată și atunci nu toată lumea este dispusă să facă efortul, să își dorească să parcurgă toate etapele unui început de relație și, bineînțeles, o relație ulterior și ajungem în punctul în care este mai simplu să ne luăm ceva de care avem nevoie punctual decât să lucrăm la o relație ulterior. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu-și doresc relații în continuare. Da, crezi că vine cumva ca rezultat al Tinder-ului, Bumble-ului, Grindr-ul, a faptului că vedem pe Instagram că toate relațiile sunt ușoare și de fiecare dată când ne lovim de ceva spunem a, o arunc la gunoi că mai am una aici, mai am un match aici. Cu siguranță, da. În momentul în care ai opțiuni, nu-ți vine să lucrezi la ce ai deja și poate că în exterior există niște stimuli, există ceva care sună mai bine, arată mai bine și avem această tendință să ne ducem și să avem impresia că acolo este mult mai bine. Este ca proverbul cu cioara de pe gard. Însă nu întotdeauna e așa. De fapt, aproape niciodată nu e așa. În momentul în care lucrezi la relația ta, dacă lucrurile sunt bine și poate că există un moment tensionat, relația ta o să se repare într-un fel sau altul. Însă dacă fugim și lăsăm întotdeauna relațiile pentru că avem impresia că afară sau în afară găsim ceva mai bun, șansele sunt destul de mici să găsim ceva mai bun. Deci sfatul tău de coach este să strângem din dinți. Nu neapărat să strângem din dinți, pentru că nu înseamnă că toate relațiile trebuie să funcționeze, dar nu... Eu nu sunt neapărat de acord cu această superficialitate. Asta nu înseamnă că dacă plecăm, am rezolvat problema. Întâi încercăm să rezolvăm problema dacă există o problemă și dacă putem să o rezolvăm și ne dorim să o rezolvăm și ulterior să căutăm. Mi se spune des în jur că nu există bărbat care să nu înșele. Inclusiv unui psiholog spune asta. Mă sperie acest gând, această normalitate a relațiilor din ziua de azi. Aș vrea să pot să mai sper. Invitatul tău consideră la fel? Bărbații înșală, așa sunt ei construiți? Este o întrebare foarte... Foarte grea. Foarte grea, da. Foarte bună întrebare, bravo. Eu nu consider că bărbații sunt construiți să înșele. E adevărat că realitatea ne spune că există un număr mare de bărbați care înșeală și de femei care înșeală în același timp. Însă înșelatul este ceva destul de complex. Ar trebui să mergem întâi în spate și să vedem ce se întâmplă. În momentul în care cineva înșală, bărbat sau femeie, acolo lipsește, în relația respectivă, lipsește ceva. Fie în partener, fie în relație, fie chiar în omul care persoana, da, în persoana care înșeală. E greu să ajungi să faci lucrul ăsta, pentru că asta înseamnă să te uiți la tine, să-ți dai seama de ce vrei ceva din exterior și e complicat. Nu prea poți să explici asta atât de ușor, să-ți iei partenerul sau partenera și spui, uite, eu îmi doresc altceva asta, vreau să schimbăm ceva. Există posibilitatea să ajungi într-un punct, într-o relație în care pur și simplu lucrurile să nu mai meargă. Și fie din comoditate, fie din obișnuință, fie din cotidian, pur și simplu, să ajungi să cauți altceva. E foarte important să nu trecem peste un aspect. Există oameni care vor să-și lase persoana prezentă, persoana care au devenit, care există în momentul respectiv, să o lase în spate. Și atunci caută o altă persoană, un alt sine. Și e greu să-l cauți în interior și atunci îl cauți în exterior. O relație sau o relație extraconjucală, o altă persoană, îți oferă o posibilitate nouă, îți oferă ceva
interesant, ceva care poate că te-a atras la un moment dat sau poate că te atrage acum sau poate că îți dorești să vezi ce se întâmplă acolo și tu în momentul respectiv ești într-o monotonie sau ești într-o situație pe care nu prea poți să o controlezi. Și atunci sună foarte interesant ce se întâmplă în exterior. Stai că mi se pare foarte interesant. Practic, când înșeli, descoperi o nouă față a ta? Lași în spate persoana din prezent. Lași în spate persoana care tu ai devenit. Și îți dorești o persoană nouă, îți dorești o persoană care poate vrea să schimbe ceva, poate vrea să modifice ceva în toată structura, nu doar în structura ta personală, în toată relația. Dar ca să-ți dai seama de tot acest proces, e posibil să fie nevoie să treci printr-o înșelare, printr-un act în care tu înșeli pe cineva. Și atunci, cumva este mai degrabă înșelatul un obicei al unui om care nu se caută pe sine? Sunt mai multe variante aici. Poate să fie și o obișnuință, poate să fie o obișnuință pentru că din nou tu fugi de o realitate, poate să fie o... Sunt persoane care și au niște gratificare de acolo, să spunem, că e, sună interesant, sună bine, dar asta nu înseamnă că o fac neapărat cu un scop, adică nu-și dau seama neapărat că îi fac rău în spate, nu este considerat un rău, deși, bineînțeles că este, e ceva urât pentru persoana cealaltă. Și sunt persoane care vor să-și lase în urmă pur și simplu relația care nu mai funcționează. Și atunci e posibil ca tu să fii construit foarte mult cu persoana de alături, să aveți copii, să fii o persoană, să fii o relație întreagă care te mulțumește pe foarte multe părți, însă pentru că se întâmplă ceva sau pentru că la un moment dat tu te simți incapabil să treci mai departe, există și posibilitatea în care te duci și cauți altceva pentru că e ceva nou. De ce femeile nu au la fel de mult chef de sex ca bărbați? Nu știu dacă femeile sunt... Adică n-aș putea spune că ele au neapărat mai puțin chef și că bărbații obligatoriu au mai mult chef. Există și cazuri invers și trebuie să vedem la ce ne raportăm de fiecare dată. Însă, genetic vorbind, bărbații sunt construiți să facă mai mult, să se reproducă mai ușor și mai des, femeile mai puțin. Dacă plecăm de la premiza asta, da, există o diferență, bineînțeles, între bărbat și femeie. Nu înseamnă că, în general, un bărbat are mai mult chef de sex decât o femeie sau invers. Este posibil ca, după ce faci sex cu partenerul tău, dar nu ai orgasm, ca femeie poți avea probleme de sănătate pe viitor? Nu. Imposibil. Nu există. Orgasmul nu atrage, sau lipsa orgasmului nu atrage vreo problemă de sănătate. N-ar trebui să atragă o problemă de sănătate. Singura problemă, să zicem, ar putea fi psihică pentru că îți dorești să ajungi într-un punct sau să experimentezi ceva și nu reușești. Și atunci te umpli probabil de frustrare, te simți neputincios, dacă e cazul, dar nu cred că aduce în sine, nu cred că aduce după sine problemă de sănătate. Poate ceva psihic, dar la un nivel destul de superficial. Dar sexul poate să fie bun și să simți plăcere și fără orgasm. Da, bineînțeles. Și atunci toți hormonii aia pe care căutăm, secreția cărora căutăm în sex, se întâmplă și fără orgasm, nu? Cum să nu? Există și metode prin care sexul se petrece între cei doi parteneri fără să aibă punctul culminant sau finalizarea să fie un orgasm. Poate să fie un alt tip de orgasm care nu este cel clasic, să spunem. Și atunci există mult mai multe alte metode prin care cei doi parteneri se simt bine și tot procesul în sine este o plăcere și o eliberare de hormoni. Nu asta spune și Kama Sutra? Cam de așa. Să întârzi orgasmul ca să... Da. Și sexul tantric cam pe asta se bazează, da. Deci s-ar putea să nu fie o problemă, ci din contră. Nu? Da, exact. Cum este viața sexuală după copii și mulți ani de relații? Care ar fi o frecvență sănătoasă? N-ai copii și nici mulți ani de relație, nu? Da, însă... Aici ne întoarcem la probabil subiectul cel mai des întâlnit. Frecvența ține strict de cei doi parteneri. Nu ține de nimic din exterior. Nu înseamnă că dacă pentru cineva o frecvență, nu știu, ridicată este minunat, automat pentru un alt cuplu trebuie să fie exact la fel. Poate să fie rar, poate să fie des, atât timp cât cei doi se simt bine și sunt în regulă în procesul lor și în toată chimia lor, lucrurile sunt minunate. După copii, bineînțeles că lucrurile stau puțin diferit, pentru că viața sexuală este
total diferită, cu altă dinamică și se schimbă și frecvența, cu siguranță. Uh-huh. Însă, din nou, ține de cei doi parteneri, de cât de mult își doresc amândoi să ajungă în punctul respectiv. Da, uite, tu vorbeai data trecută despre asta și mi se pare super important, despre rolurile pe care le avem în relație. Când, ca femeie, când faci un copil, intri într-un rol nou, de mamă. Și e foarte greu să faci switch-ul între am grijă de bebelușul ăsta, am grijă de casă, am grijă de bărbatul meu și acum sunt și mama lui. Da, mie asta e. Mi se pare cel mai dificil, cumva neuroplasticitatea asta, să-ți schimbi rolurile dintre mamă și iubită. E dificil pentru că trebuie să te identifici la început și să-ți dai seama foarte clar ce vrei. Vrei să fii mai mult mamă sau vrei să rămâi iubita dinainte? Vrei să încerci să le îmbini? Vrei să fii mai mult iubită decât mamă? Până la urmă e obligat. Ești obligată să fii mamă dacă ai copil, într-un fel sau altul. Să ține de tine ca persoană să vezi cât de mult îți dorești să îmbini ambele roluri. Unde te identifici mai mult? Sau dacă vrei să faci, ideal ar fi să faci un echilibru între cele două. Când e nevoie să fii mamă, să fii mamă, dar să nu uiți faptul că ești femeie și că ești iubită în același timp. Aici este, cred că, cel mai fin reglaj într-o relație care trece prin genul ăsta de experiență, adică un copil sau mai mulți. Deci, cumva, cel mai valoros într-un punct de genul, mi se pare să ne întrebăm ca parteneri ce sunt pentru soțul meu sau pentru soția mea și să am grijă mereu să reglez fiind, da? Să nu mă purc cu el de parcă este un al doilea copil în casă și el să nu se poarte cu mine de parcă e tăticul. Exact. Sau, mă rog, și... poate e daddy. Da, să zicem că nu ajungem acolo, dar acest reglaj trebuie făcut zilnic. El nu se face o dată pe lună sau o dată la ceva timp și rămâne așa. Pentru că tu ai stări, totul este dinamic, copiii cresc, relația voastră crește, totul trece din fiecare zi la un alt nivel. Și atunci acest reglaj are nevoie de reglaj fin zilnic. Continuu. Deci nu se poate spune că odată stabilit rolul la început sau când copiii sunt mici, lucrurile rămân așa. Permanent o să se schimbe. Și atunci de fiecare dată comunicarea între cei doi parteneri este crucială într-o situație de genul ăsta. Ok. Am 49 de ani și nu am experimentat niciodată un orgasm vaginal. Mai am vreo șansă? Sunt deja în perimenopauză. Libidoul e pe ducă. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vorbim despre subiectul ăsta care, în calitate de femeie, m-a tot tocat de-a lungul vieții. Există așa multe feluri de orgasme, oare? Există, da. Există mai multe tipuri de orgasm. În primul rând, cel fizic, iar cel fizic și el este împărțit pentru că poți ajunge la orgasm prin mai multe feluri. Iar există și orgasmul mental. Femeile sunt mai mult pe mental, iar bărbații sunt mai mult pe vizual. Asta este diferența foarte clară, practic, dintre cele două tipuri de... Mă rog, să nu le spunem două tipuri de orgasm, ci între bărbat și femeie. Modul în care ei ajung și modul în care ei simt plăcerea într-un fel sau altul de la partener. Și atunci trebuie să facem diferența foarte clar la femeie. Ce înseamnă acel orgasm, dacă vorbim despre el fizic și cum îl simțim în corp. Și dacă ne dorim să trecem mai departe, să experimentăm toate tipurile sau poate nu. Și atunci, în cazul de față sau la întrebarea de față, trebuie să vedem dacă femeia respectivă își dorește sau nu să treacă peste un anume tip de orgasm și să experimenteze mai mult. Iar dacă își dorește lucrul ăsta, bineînțeles că se poate. Dar ține de cât de mult își dorește ea, pentru că trebuie să ajungă în starea respectivă ca să poată să experimenteze orgasmul și cel mental și cel fizic de mai multe tipuri. Deci tu crezi că toate femeile pot avea toate felurile de orgasme? Bineînțeles. Poate că pentru unele este mai greu sau mai ușor. Mi se pare foarte interesant. Știi, da, că am citit tot felul de rapoarte și chestionare în care zic doar 50% din femei experimentează orgasmul vaginal. Asta e altceva. Și după există același raport care spune că toate orgasmele, că este clitoridean, că este vaginal, că este mental, toate orgasmele sunt la fel de orgasme și la fel de valoroase. Și atunci mi se pare interesant, știi, să spui că toate femeile pot avea mai multe feluri de... Cu siguranță, însă pentru... nu înseamnă că este la fel de ușor, de asta avem și genul ăsta de dezbatere, nu înseamnă că este la fel de ușor pentru toate. S-ar putea să fie mai complicat, pentru că cred că fix despre acest subiect discutam data trecută și spuneam că orgasmul este o stare, o stare pe care tu o atingi în momentul în care tu ești foarte vulnerabil, ești tu în intimitatea ta. Intimitatea, din nou, se atinge greu
Și atunci, pe măsură ce noi ajungem în punctul respectiv, putem să trecem mai departe și să experimentăm anumite stări. Cu siguranță se poate pentru oricine, însă nu este la fel de ușor. Poate pentru cineva lucrurile stau foarte simplu și atunci putem să experimentăm tot foarte ușor. Cu siguranță și pe partea cealaltă lucrurile sunt mai grele și este de lucrat acolo. Deci, ca să răspundem pe scurt, da, mai are șansă. Cu siguranță, bineînțeles. Și nu schimbă cu nimic faptul că ajungem la 40 și ceva de ani sau că sunt alte transformări în corp. Nu au nicio legătură. Poate că o să fie un pic mai complicat, din nou, descoperirea în sine, dar nu înseamnă că nu se mai poate. Uite aici o întrebare interesantă. Te rog. Poți avea intimitate sexuală cu cineva de care nu mai ești atras sexual? Cam greu. Intimitatea sexuală are un factor puternic în conexiunea sexuală. Și îmi vine greu să cred. Nu știu dacă poți să mai ai o intimitate sexuală doar din niște atingeri pe mână sau în ținut în brațe și atât. Poate că e nevoie de un pic mai mult. Uite, eu o să fac un exercițiu de imaginație și o să-mi imaginez că persoana care mi-a pus această întrebare este într-o relație de mult timp și nu se mai simte la fel de atras de partener sau nu-l mai vede la fel de sexual. Nu știu, că e greu să vezi pe cineva, indiferent cât de atrăgător e partenerul tău, fiind trăind cu el non-stop și văzându-l în toate felurile și stadiile vieții, e greu să-l privești cu ochi de străin. Și mi-aduc aminte că la un moment dat, cred că chiar Brené Brown spunea apropo de atracția în cuplu, că e foarte folositor să-ți vezi partenerul făcând ceva la care se pricepe foarte bine. Uh-huh. Adică, dacă partenerul meu este actor, să mă duc să-l văd pe scenă și să simt puțin din atracția pe care o simt cei din jurul meu pentru el. Să-l văd puțin în afara relației noastre. Cumva mă gândesc că la asta se referă întrebarea, la cum poți să recâștigi atracția sexuală într-un cuplu. E foarte important să vezi de ce s-a pierdut acea atracție. Dacă ea într-adevăr a existat și a fost puternică sau a fost doar o curiozitate. Și bineînțeles că o curiozitate e destul de superficială și atunci se duce foarte ușor. Dacă ea a existat inițial, trebuie văzut întâi de ce nu mai există acum. Dacă pur și simplu cei doi parteneri nu se mai suportă, nu se mai iubesc și nu mai există niciun fel de atracție, șansele să îi dai foc acestei scântei sunt destul de mici. Deci trebuie, pentru că să, trebuie fi să existe ceva. Exista la început. Da, trebuie să existe ceva care să-ți placă în continuare. Trebuie să existe ceva care să te atragă la partener. Poate să nu mai fie un corp minunat pe care poate l-ai văzut la un moment dat, dar trebuie să existe ceva. Și aici ne întoarcem la ce spuneai tu mai devreme, că vezi omul făcând anumite lucruri. Îți place de el pentru că ai înlocuit fie partea fizică, fie altceva, cu un lucru care este valoros pentru tine. Și bineînțeles să-l pune și pe el în valoare. Și atunci există în continuare acest joc. Tu ai înlocuit o parte, dar există atracție în continuare. Și atunci asta funcționează. Dacă nu mai există niciun fel de atracție fizică, e aproape imposibil tu să mai ai această conexiune cu cineva. Asta înseamnă să o faci foarte mecanic și nu ai cum să faci. N-ai cum să fii într-o intimitate cu cineva mecanic. Da. Absolut. Mă gândeam la toate generațiile de bunici. Cum poate o femeie care inițiază o partidă de sex să treacă peste respingerea partenerului? Dacă, indiferent de modul de a iniția partida de sex, aceasta primește respingere. Cred că e la fel de valabil cum gestionează un bărbat respingerea și cum o gestionează o femeie, nu? Da. Cred că sunt la fel de dureroasă. Nu chiar. Pentru bărbat este mai dureros o respingere la nivel sexual, să spunem. Pentru un bărbat are un impact mai puternic. Are un impact direct cu stima de sine. La femei mai puțin. Nu înseamnă că nu există, dar mai puțin. Dacă vorbim de această respingere la nivel general, e foarte important să înțelegem de ce există acea respingere în acest cuplu. De ce partenerul respinge? Adică totdeauna trebuie să existe un fel de comunicare. Noi nu putem doar să ne imaginăm că partenerul ne respinge pentru că s-a întâmplat ceva și să nu fim foarte siguri, fiindcă ne ducem pe niște gânduri care nu sunt reale. Și de obicei îți imaginezi că e legat de tine. Bineînțeles. Când el poate, nu știu, este foarte apăsat de niște probleme de la muncă. Da, și trebuie înțeles exact ce înseamnă respingere. Pur și simplu este epuizat, nu poate, nu-și dorește și pentru el energia pe care o mai are poate este suficientă pentru a supraviețui și a dormi în seara
țara respectivă sau nu mai este atras de femeia respectivă și nu poate să pună capăt sau nu poate să treacă mai departe peste ceva. Dar cred că cel mai important lucru în la această întrebare este să vedem ce înseamnă respingere și de ce există această respingere între cei doi. Și cum trece peste este înțelegând discutând întotdeauna, da. Că poate au ajuns într-un punct unde este o chestiune foarte simplă și este un factor extern, se poate rezolva, sau este un factor destul de puternic și nu se mai poate rezolva, sau se poate rezolva foarte complicat. Și atunci trebuie să vadă amândoi dacă pot să facă acest efort. S-a discutat deja despre filmele porno, dar aș vrea să știu de unde vine dependența de pornografie la bărbați și de ce un bărbat care este într-o relație alege să se uite singur la filme porno în loc să aibă intimitate cu partenera. Apropo de cum se excită bărbatul, nu? Ce simplu ar fi dacă ar fi exact așa. Adică să mergem într-un punct, dăm drumul la un film și lucrurile sunt simple și atât. E foarte complex ce se întâmplă cu filmele porno. Filmele porno sunt aproape ca un drog. Există o adicție pentru filmele porno. De ce există această adicție? Pentru că e foarte simplu să te duci acolo. Vorbim de persoana care consumă genul ăsta de film des și îl consumă în momentul în care simte o presiune. De cele mai multe ori cam asta se întâmplă. În momentul în care simți o presiune în viața ta, simți că tu nu vrei să mai faci față situației, relației, persoanei, te refugiezi în acest drog. Pentru că viața ta are alt sens acolo și este mai simplu. Nu trebuie să treci prin explicații, nu trebuie să încerci să repari, nu trebuie să te gândești la un viitor, nu trebuie să te gândești la nimic. Este o situație care îți aduce fericire, bucurie și plăcere instantaneu și nu trebuie să mai faci nimic. Normal că te duci acolo, e mai simplu, nu asta vrem noi, cumva, că așa suntem construiți, să nu stăm să complicăm lucrurile 100 de ani. Și atunci această adicție începe să strice relația, pentru că tu nu vrei să mai repari nimic cu partenera ta sau partenerul tău în cazul ăsta și te duci către o lume care nu prea există, unde tu îți iei plăcerea și chipurile ai rezolvat o problemă, dar de fapt e un drog în spate. Ți-ai rezolvat problema ta de a obține plăcere, da. Nu mai trebuie să depui efort sau să-ți bați capul cu a împăca-o pe... Nu trebuie să mai faci nimic acolo. Ai fugit de problemă și ai rezolvat-o. Cumva ai băgat toată mizeria sub preș și lucrurile sunt ok. Însă nu e așa, este dăunător. Drept dovadă, de asta avem și genul ăsta de întrebări în care oamenii nu înțeleg de ce bărbații, de cele mai multe ori, se refugiază în acest viață fictivă, în acest norișor unde lucrurile merg foarte bine. Este, cum ziceam și data trecută, aceste filme nu reflectă realitatea. Și în momentul în care tu, în realitatea ta, în viața de zi cu zi, cu partenerul tău, te lovești de o problemă, nu știi ce să-i faci, e posibil ca în aceste filme tu să găsești o rezolvare. Care nu e reală, bineînțeles, dar pentru tine are un pic de sens. Și atunci tu te duci acolo, te duci în lumea în care lucrurile stau foarte bine, ești în acel plan unde lucrurile merg minunat și nu trebuie să mai dai explicații nimănui. De ce n-ai face asta, nu? Găsesc niște motive pentru care n-ai face. Cu siguranță, da. Asta este o întrebare, chiar sunt foarte curioasă cum o să abordezi. Te rog. Acest subiect. Provocare. Vechea poveste cu finanțele într-o relație. Hai să vedem ce treabă au finanțele cu sexul. Cine plătește, cât plătește, bărbatul trebuie să câștige mai mult, se împart toate cele 50-50, cât de mult este impactată siguranța unei femei de atitudinea legată de bani a bărbatului. Aș vrea să spun eu ceva înainte de asta. Chiar te rog. Eu am început acest podcast cu un episod cu soțul meu. Și asta este una dintre cele mai dese întrebări pe care le-am primit. Cum e la voi cu bani? Și mi se pare la fel de intimă și personală ca sexul. Aproape, da. Pentru fiecare funcționează altfel. Exact. Și atunci, cât de mult este impactată siguranța unei femei de atitudinea legată de banii a bărbatului, este o chestie extrem de personală, nu? Foarte personal, bineînțeles. Voi presupune că cine a pus întrebarea asta este afectată. Da, hai să presupunem așa. Și chestiunea legată de finanțe este tot o parte dintr-o relație care funcționează așa cum cei doi o fac să funcționeze. Deci normalitatea din relația respectivă este normalitatea celor doi. Automat, o normalitate dintr-un cuplu nu înseamnă că funcționează în alt cuplu și invers.
E foarte greu să punem o ștampilă foarte clară și să spunem oamenilor, uite, cam așa ar trebui să stea lucrurile. Ori plătești, ori nu plătești, ori deschizi ușa, ori nu deschizi ușa, ori ești bărbat, ori nu ești bărbat. Atât timp cât cei doi au ajuns la un nucleu, au ajuns la un consens. Deci nu trebuie să fie neapărat un compromis. Pur și simplu ei se înțeleg și sunt în regulă. Au hotărât că lucrurile stau într-un anume fel, atât timp cât funcționează, nici nu contează. Nu există, adică, nu știu dacă trebuie neapărat să tragem o linie, să trasăm pur și simplu un fir în care să spunem că lucrurile trebuie să stea aici, tu trebuie să fii aici și eu trebuie să fiu aici. Dacă între noi doi acest lucru funcționează foarte bine, indiferent ce proporție are de o parte sau de cealaltă, mai contează? Este total irelevant dacă un bărbat a plătit odată sau nu, dacă o femeie a plătit odată sau nu, total irelevant atât timp cât cei doi sunt bine. Dacă vrei să fie o chestie social acceptată, da, și generațiile din spate considerau că bărbatul, că rolul bărbatului este să aducă bani și să facă în așa fel încât să fie stâlpul și partea financiară a familiei și automat femeia pe partea cealaltă. Deci dacă ne uităm aici, da, undeva procentajul se duce mai mult către bărbat. Dar există și relații care funcționează foarte bine în care bărbatul stă acasă și are grijă de copil și este în continuare bărbat, adică nu este un bărbat cu mai multă energie feminină, să spunem, și femeia hotărăște că ea vrea să stea mai mult și să lucreze pentru că se simte mai bine și atunci cei doi funcționează, dar atât timp cât funcționează, nici nu contează. Iar o întrebare super interesantă. Există momente în care orgasmul avut în timpul masturbării mă introduce într-o stare profundă de neliniște și tristețe. Deși înainte de momentul respectiv nu am gânduri pesimiste sau alte îngrijorări, nu pot opri starea respectivă de după, în care uneori nici nu mă pot opri din plâns. Este în regulă? Trebuie să presupunem și aici ceva înainte să dăm un răspuns, pentru că e o întrebare foarte amplă. Să presupunem că persoana nu se simte neapărat bine și ar vrea să vadă dacă este în regulă sau ce are de făcut. Pentru că în același timp, dacă ea nu consideră că există o problemă acolo, n-ar trebui să intrăm și să săpăm. Atât cât ea se simte bine cu ce se întâmplă acolo, e în regulă. Așa e. Să presupunem... mi-am adus aminte că știu cazuri în care femeile plâng după sex și o consideră pur și simplu o descărcare și aia e. Se simte excelent după. Asta vreau să spun, da. Există și momente în care corpul fizic simte nevoia de această eliberare și este perfect în regulă. Atât timp cât nu consideră că e o problemă și nu afectează într-un fel sau altul, n-ar trebui să fie nimic în neregulă acolo. Însă, dacă ne ducem puțin în spate și ne uităm la ce înseamnă această neliniște, să spunem, cred că aici este o relație un pic neînțeleasă cu plăcerea și în urma plăcerii există probabil niște proiecții sau există niște gânduri care nu au legătură cu momentul final și cu plăcerea și împiedică trăirea momentului, împiedică plăcerea, simțirii plăcerii în acel moment. Dar asta este o chestiune care cred că ar trebui discutată un pic mai amplu cu persoana respectivă. Trebuie să pată un pic și să vadă de ce ajunge în punctele respective. În continuare, repet, dacă ea consideră că este o problemă și văzut exact care este relația ei cu plăcerea. Dar dacă discutăm despre o descărcare și în urma acestei descărcări există și lacrimi sau există o descărcare profundă în corp și se simte foarte puternic, asta n-ar trebui să fie o problemă. Uite, dar asta e un concept de care m-am lovit de curând în terapie. Că noi toți spunem să integrăm trauma, să integrăm fricile, supărarea, depresia, totul să integrăm și să le înțelegem. Dar sunt oameni care nu pot să integreze fericirea. Și nu pot să stea într-o stare de fericire. Da. Și să spună că eu merit și sunt confortabil și mi-e bine. Și atunci caută tot felul de moduri în care să se autosaboteze. Exact. Nu-și dau voie să se bucure, nu-și dau voie să simtă plăcerea în acel moment. Probabil că și aici este același lucru, sau mă rog, nu neapărat pentru persoana respectivă, dar sunt cazuri în care este exact același lucru, în care ajungi într-un punct și tu nu-ți dai voie să trăiești, pentru că consideri că nu meriți plăcerea respectivă. Și atunci, normal că este o contradicție între tot ce simți tu în corp. Și în urma acestei contradicții, probabil că apar și lacrimi. Întrebarea mea, mai puțin timidă, este cum reușim să trecem peste un blocaj al explorării de sine și de cuplu.
relația aprofundată, fără copii, înțelegere mult mai bună ca la început, dar eu m-am închis în mine fizic față de început. Mă simt copil, victimă. Familiaritate, cum depășim? La fel. Trebuie să intrăm în punctul culminant al intimității persoanei respective. Ce s-a întâmplat înainte? Adică înainte exista această dorință de explorare, exista acest prag peste care cei doi treceau. Dacă nici înainte nu exista, atunci lucrurile sunt, mă rog, ar trebui să se ducă puțin mai în spate. Dacă a existat și la un moment dat a fost ceva care a scindat relația, acolo trebuie explorat. Uh-huh. Explorarea relației sau a celor doi parteneri trebuie să vină din ambele părți. Dacă doar unul simte ceva, înseamnă că undeva există o problemă în raport cu cealaltă persoană. Cealaltă persoană face ceva sau a produs o schimbare în așa fel încât partenerul nu se mai simte vulnerabil, nu se mai simte în largul lui. Și atunci apare această dorință de a se închide în sine. Cred că în întrebarea ai menționat și niște copii? Sau că nu sunt că copii, nu? Sunt copii. Nu sunt copii. Cu toate că nu sunt copii, simte un blocaj. Personal mă gândesc că sexualitatea este un subiect la fel de dificil de abordat ca orice altă parte a psihicului nostru. Da, categoric. Și acolo pot exista tot felul de, nu știu, traume. Cu siguranță, tot felul de limite mentale pe care le avem impuse din societate sau din familie. Da. Și uneori e dureros să te uiți acolo. E dureros și sunt lucruri pe care în general oamenii le închid. E un capitol închis doar pentru că nu vor să sape. Și e posibil ca în urma unei consultații la psiholog, ceva foarte simplu, să descoperi niște lucruri care te ajută foarte mult în viitor. Pentru genul ăsta de situații în care nu reușești să-ți dai seama un pic cam ce se întâmplă cu tine și cât este de adâncă problema ta, ideal ar fi întâi să ajungi poate la un coach sau chiar să te duci la un psiholog ulterior. Sau în urma unei consultații cu un coach, dacă lucrurile sunt mai profunde și necesită un pic de explorare în trecut, atunci el îți va recomanda un psiholog ulterior. Uite, asta mi se pare foarte interesant. Diferența între psiholog și coach. Practic, coachul ia resursele pe care le are pentru un rezultat acum și aici și psihologul încearcă să înțeleagă, nu? Se duce în spate. Hai să vedem de ce am ajuns aici, pe când coachul ia situația de față, dacă consideră că nu există probleme în spate, că și asta e foarte important, dacă există niște ancore care pe tine te țin în spate și te împiedică foarte tare să nu avansezi, atunci el te trimite la un psiholog. Altfel, dacă lucrurile sunt în regulă, împreună cu coachul, stabilim prezentul, vedem unde suntem acum și mergem mai departe și încercăm să rezolvăm, să facem un plan de bătaie și să rezolvăm subiectul sau problema respectivă. Foarte friendly, foarte prietenos procesul la coach. Mă bucur. Eu aș vrea să știu părerea lui Cristian despre bărbatul care nu are aproape niciodată orgasm cu partenera lui. Asta înseamnă că nu e implicat în actul sexual și în relație sau nu are conexiune cu partenera? Sau vine din teama lui de a renunța la control și a fi vulnerabil? Răspunsul este în întrebare. Un pic, da. La fel, trebuie să înțelegem ce înseamnă acest... De ce partenerul nu are orgasm? De ce el nu ajunge într-un punct? Sunt mai multe modalități de a privi. Poate partenerul nu-și dorește acest orgasm fizic, final, să spunem, un orgasm care se termină care are un punct culminant, o finalizare, și atunci el își dorește doar acest parcurs, există și această practică. Dacă nu vrem să ajungem aici sau dacă el nu vrea să experimenteze genul ăsta de practic, atunci trebuie întrebat și văzut de ce el are acest blocaj, ce se întâmplă acolo, dacă într-adevăr este un blocaj sau nu. Îmi vine greu să cred că există un bărbat care funcționează doar așa, el practic modul în care face sex cu partenera lui este strict începutul, dar nu terminăm niciodată nimic. Undeva trebuie să existe o dorință de a ajunge într-un punct, într-un fel sau altul. Cu siguranță este foarte important ca cei doi să comunice, să vadă de ambele părți. Este frustrant probabil și pentru femeie, pentru că de cele mai multe ori asta se întâmplă. Imaginez că e îngrozitor, da. Femeia își ia plăcere și în același timp se bucură de plăcerea bărbatului în momentul în care există această finalizare sau există acest orgasm. Însă el trebuie comunicat. Dacă partenerul nu-și dorește,
atunci femeia ar trebui să știe în cazul ăsta. Că altfel rămâi într-o neclaritate și nu-ți dai seama, a fost bine, n-a fost bine, e în regulă, nu e în regulă, ce se întâmplă? Mergi în ceață. Și atât timp cât cei doi nu discută, rămân aceste subiecte într-o suspensie și nu ajung în punctul în care să se bucure amândoi la fel de tare de toată experiența respectivă. Deci în cazul ăsta eu consider că o comunicare solidă și fiecare să-și expună pe masă problemele sau întrebările ar ajuta foarte mult situația. Asta apropo de vulnerabilitate. Da, categoric. Categoric. Este vreo problemă dacă soțul meu se masturbează în fiecare zi? Dacă există și contact și acțiunea dintre cei doi este în regulă și este acceptată de ambii parteneri, n-ar trebui să fie o problemă. Dacă el simte nevoia de această eliberare de mai multe ori pe zi și cu partenerul nu poate să ajungă în punctul în care el se simte bine, adică are nevoie de trei partide, să spunem, și cu partenerul poate să aibă doar una, atât timp cât cei doi sunt ok și au acceptat și partenerul a înțeles, în cazul ăsta ea a înțeles că lucrurile sunt așa, n-ar trebui să fie niciun fel de problemă. În afară de asta, cred că e important să vadă el dacă pur și simplu este nevoie fizică și să vadă dacă așa funcționează, există și această variantă, sau există tot o fugă de o realitate și este tot un fel de dependență în care el își acoperă anumite lucruri. Practic, dependența taie un pic din intensitatea trăirilor, nu? Da, de fapt nu te mai... te ajută să ieși din realitate, te ajută să uiți de probleme și tu te refugiezi în ceva. Este această ușurință de a te refugia într-o lume care nu este reală. Și acolo nu mai sunt probleme, acolo nu trebuie să faci față lucrurilor și vieții în general. Și atunci asta face o dependență în general, că este orice fel de dependență, nu contează. Și în cazul ăsta, să zicem că dacă ar fi o dependență, la fel, ea te ajută să ieși din realitate, să te refugiezi. Și acum zâmbeam pentru că am cea mai juicy la propriu întrebare. Imediat să o găsesc. Cum abordez cu un bărbat nou tema squirting-ului? Mi se pare că nu se vorbește suficient despre asta și mulți au impresia că e doar în porn. Îmi e greu să explic unui bărbat când și dacă se întâmplă. Sau li se pare ceva foarte ciudat și incident, dar nu pe termen lung. Nu e ceva ce pot controla neapărat. Squirtul este... Hai să spunem ce e squirt. Este da. Da. Este o eliberare pe care femeile o au, nu toate, majoritatea, sau destul de multe oricum. Și este ceva foarte normal și nimic greșit dacă asta se întâmplă. Fie că se întâmplă fără ca ele să își dorească în mod special sau se poate întâmpla și dacă ele ajută procesul în sine. Trebuie să înțelegem, cel puțin pentru un bărbat, squirtul nu este jetul de apă de la penitenciar cu care se spală deținuții, sub nicio formă. Adică nu o să te lipească de perete, nu se întâmplă nimic. Este doar o altă eliberare a corpului femeii. Și poate să fie delicată pentru că ea nu face parte dintr-o normalitate acceptată. Atât timp cât nu există această situație, această eliberare frecvent, și o întâlnești mai rar, ea este pusă într-o categorie. Dacă femeia respectivă simte că este normal și nu o deranjează, ba mai mult decât atât, obține plăcere în urma acestei eliberări, ar trebui să comunice cu partenerul, pentru că este frustrant ca tu, știind că poți să ajungi într-un punct bun, un punct care îți face plăcere, să nu poți, de fapt, să ajungi în acel punct cu partenerul tău pentru că există această preconcepție, să-i spunem. Deci în cazul ăsta ar trebui comunicat foarte clar de la început. Și cum se abordează, concret? Printr-o discuție cât mai deschisă posibil. Și să explice acestui partener sau un partener nou că ea a experimentat această situație și că și-ar dori ca și cu el să treacă prin această situație. Sau, mă rog, să ajungă împreună, să exploreze împreună și să ajungă împreună la același desnudământ. Mi-e greu să cred că cineva o să fugă atât timp cât îi explici că lucrurile sunt foarte în regulă și nu se întâmplă nimic în urma acestui act. Nu este nimic rău atât timp cât cei doi sunt în regulă și acceptă de ambele părți. Există și posibilitatea ca partenerul, mai ales dacă e un partener nou, să nu își dorească. Dar acolo ține de o comunicare și de o negociere ulterior. Mulțumesc tare mult, Cristian!
Cred că o să se mai strângă întrebări, deci probabil că ne mai vedem aici. Eu am un link deschis anonim, deci puteți să-i puneți orice întrebări vreți lui Cristian și dacă simțiți să vorbiți mai mult cu el, te găsesc unde? Pe platformele sociale. Ok, deci îl găsiți și puteți să discutați one-to-one cu el. Mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc!